Ne-am întors în direct. Informația de ultimă oră, doamnelor și domnilor, în scurt timp va fi decisă schimbarea modului de calcul a ratei de infectare COVID. Nu vor mai fi excluse cazuri din focare, anunță secretarul de stat de care făceam vorbire, Andreea Moldovan, din Ministerul Sănătății. A fost o zi plină de conferințe acolo la Ministerul Sănătății. Un lucru e cert, în ciuda justificărilor aduse de actualul ministru al Sănătății, Voiculescu, vaccinarea României pusă pe hold, nu mai găsești un loc până în aprilie la programare, dar sunt probleme nu doar la noi, care ne sabotăm unii pe alții, nu, cu aceste categorii preferențiale, esențialii, care au deturnat cumva campania de vaccinare, nu mai vorbim de platforma făcută de băieții de la STS, care n-a mers nici măcar o zi de la cap al fine. Însă probleme sunt la nivelul Uniunii Europene. Astăzi a fost o situație fără precedent. Reprezentanții companiei AstraZeneca s-au retras, s-au ridicat de la masa discuțiilor cu reprezentanți înalți ai Comisiei Europene, pentru că n-au căzut de acord asupra livrărilor volumelor de aprovizionare cu vaccinul AstraZeneca, ca să compenseze cumva lipsei de pe piață a vaccinului Pfizer. Discutăm, Carmen Avram, europarlamentar, PSD, să rămână doamnă și la mulți ani, că n-am apucat anul ăsta, să ne spunem. Bună seara! Bună mă bucur seara tare mult să vă văd. Să rămână doamna Tatoiu. Bună seara, mă bucur să vă revăd. Doamna Ioana Șufaru, sociolog, să rămânile, doamnă. Bună seara! Și maestrul Sorin Roșca Stănescu. Bună seara, domnule Sorin Roșca Stănescu. Bună seara, între atâtea doamne, nu pot să mai fi maestru. Sunteți maestrul meu profesional, da, că suntem ziariști pe aici, chiar și doamna Avram. Doamna Avram, îmi permit să, o să cer permisiunea celorlalți invitați. Doamne, să încep cu dumneavoastră. Știu că Belgia e carantinată, da, până pe 1 martie, așa cum Irlanda e lockdown total, așa cum Irlanda o face, cum Germania ieri. Doamna Merkel a purtat o dispută cu șefa Comisiei Europene, pe care tot dânsa a înscăunat-o acolo, nu-i așa? Apropo de închiderea ermetică, precum Israelul, numai că nu e Orientul Mijlociu, ci este locomotiva Europei, Germania să suspende zborurile și să se închidă ermetic de frica tulpinelor. Dar e fără precedent această discuție, această ceartă la vedere între șef din Comisia Europeană și reprezentanții ai corporației mondiale uriașe, AstraZeneca, care trebuie să livreze vaccinul. Nu s-au înțeles pe ce. Dacă dumneavoastră ați luat aminte la asta. Pe... Da. Comisia Europeană este sub o presiune foarte, foarte mare din partea statelor membre, mai ales din cauza faptului că în statele membre, în cele 27 de state membre, campania de vaccinare nu funcționează la capacitatea la care ar fi trebuit să vaccineze. Există discuții despre această birocrație europeană care ar fi încetinit livrările de vaccin. Există discuții despre faptul că fabricile care ar fi trebuit să pună la dispoziția Comisiei Europene vaccinurile pe care le-a contractat acum câteva luni nu reușesc să furnizeze la capacitatea cerută și a intervenit acum și această situație cu AstraZeneca. Trebuia să fie două zile de întâlniri, a avut loc ieri una, compania AstraZeneca a prezentat niște argumente pentru care nu mai poate livra la capacitate ceea ce ar fi trebuit să furnizeze Uniunii Europene, în condițiile în care Uniunea Europeană a plătit 336 de milioane de euro pentru aceste vaccinuri. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să găsească acum o altă soluție și a intervenit acest anunț de astăzi, cum că se va apela la... S-a făcut deja un contract, se pare, pentru 9 milioane de doze de CureVac, care este un vaccin încă neautorizat și care este fabricat în Germania și care ar trebui să suplinească într-un fel... la un moment dat, nevoile Uniunii Europene. Deci ieri a avut loc această întâlnire, compania AstraZeneca a dat niște argumente pentru care nu e în stare să livreze vaccinul. Comisia Europeană a considerat răspunsul neadecvat și complet neconvingător și ar fi trebuit să aibă loc o altă întrevedere astăzi cu șefii companiei AstraZeneca, doar că aceștia
s-au retras, a fost comunicatul pe care l-a dat Comisia Europeană, cu ghilimele, s-au retras de la discuții și n-au mai vrut să aibă de-a face, considerând că probabil că n-au alte argumente. E o presiune foarte mare și din partea statelor membre, dar cred că este o presiune foarte mare pusă de poate lideri, poate funcționari în alți europeni în legătură cu vaccinurile care au ajuns în Israel. Am asistat la o discuție în care un reprezentant european a luat la întrebări cumva Israelul de unde are el atâtea vaccinuri și cum de și-a permis să cumpere atâtea vaccinuri și la un preț atât de mare. Deci, probabil că există o supărare și aici, faptul că Israelul reușește să vaccineze pe bandă rulantă, și-a vaccinat deja 80% din populația de peste 60 de ani, cred, și are o treime din populație vaccinată deja. Și cred că e o supărare și aici, faptul că în Europa n-au ajuns toate vaccinurile și acum mai sunt și probleme cu fabricile. Aș merge, doamna Avram, aș merge și la doamna Tatoiu, că îi văd mimica și sigur are ceva acu de spus. Doamna Tatoiu, ne uităm neputincioși la faptul că Pfizer ridică din număr când Italia zice că o dă în judecată, când Suedia suspendă contractul, plățile către Pfizer și ne uităm, nu știu, eu a zice... Noi, românii, sigur neputincioși, dar asistăm la circul ăsta în care managerul de la AstraZeneca bate obrazul birocrației Uniunii Europene, cum spunea doamna Avram, și spune, păi, Israelul ne-a contractat prin martie anul trecut, voi, Uniunea Europeană, cu cei 27, nu, pardon, nu Israelul, UK-ul, voi ați venit prin august și vreți să vă livrăm acum să compensăm ce n-aveți de la Pfizer? Și unde suntem noi în povestea asta, România, cu platforma picată și vaccinurile până în aprilie, mai? Sunt de 3 săptămâni studiez problema asta și vă spun, azi chiar astăzi a apărut un articol în Ziarul Național. Vreau să vă spun ceva. Primul lucru care n-a mers prost a fost modul în care doamna Ursula și echipa ei de comisari, asta o spun din surse de la Bruxelles, au gestionat. Doamna, e o doamnă din Grecia care se ocupă de problema asta cu vaccinurile și cu contractele. Au semnat niște contracte execrabile. Cum este posibil să vină Pfizer să treacă, să ne spună că dintr-o doză se scot 6 și nu 5 unități? Asta înseamnă creșterea costului cu 20%. Vă spun? Deci, în al doilea rând, cum este posibil ca după un an de pandemie, când Uniunea Europeană acum în martie anul trecut a spus depindem de India, depindem de China, trebuie să facem ceva. N-au făcut nimic. Pfizer-ul are o unitate mică de producție în Belgia. Da? Ce au făcut ei? Vrea doamna Merkel să producă doar în Germania? Acum produc vaccinul Pfizer, au ajuns la un agreement cu Sanofi în Franța. Deci n-au făcut nimic. A doua mare putere a lumii economică nu e în stare să producă vaccin în Europa. Vorbiți de Franța. Deci au, astăzi ultima știre este că s-a înțeles... Păi acolo e o durere națională că Institutul Pasteur, care a produs acum 150 de ani primul vaccin în lume, n-are un vaccin în campania asta de imunizare a omenirii. Pentru că doamna Merkel și echipa ei, pentru că doamna Ursula este pusă de doamna Merkel acolo și a gestionat prost. Ea vroia ca totul să se ducă spre Germania. Puterea economică a UE. Și o să s-a înțeles cu Franța, doamna Merkel, din sursele mele, a încercat să producă și vaccinul rusesc în Germania. Despre ce vorbim? Deci eu acuz Uniunea Europeană, asta, comisia asta nouă, că într-un an de zile n-au făcut nimic și sursele mele mai zic că o să fie și niște suspiciuni rezonabile, de niște înțelegeri. N-au reușit să facă un contract care să stea în picioare. Pfizer-ul are fabricile majoritare în America. Trump a spus că niciun vaccin nu părăsește America. De unde credea doamna Ursula că o să vină vaccinurile? Iar AstraZeneca produce în India. Ăla e cel mai mare producător. Păi în fabrica aia din India săptămâna trecută a luat foc. Deci despre ce vorbim? N-au avut a long term
un plan pe termen lung care să creeze independența în probleme medicale a Uniunii Europene. Au băgat bani în China, care a depășit Germania la investiții directe în 2020. Nu le e rușine? Doamna Șufaru, dumneavoastră ce părere aveți? Bun, eu vă spun din perspectiva cetățeanului și ce percepție lasă în rândul cetățenilor. Exact, români, exact. Cum ne uităm noi, românii, la ce se întâmplă între și mai mari care împart și românii, nu, și elixirul europenii. Vieții. Da, și europenii, că nu prea e fericire pe nicăieri, pe, cum să spun, în rândul cetățenilor. Și da, am auzit aici birocrație, am auzit, cum să zic, mobilizare greoaie, am auzit faptul că, într-adevăr, o luptă din asta pentru supremație în rândul celor 27 și nu solidaritate și echitate și unitate între cele 27 acum de state membre. Și dacă ne uităm în ultimii 4 ani, cred, oricum încrederea în acest conglomerat și în această, cum să zic, formațiune, Uniunea Europeană, era destul de pe un trend descrescător, mai ales în țările Uniunii Europene, adică în rândul cetățenilor Uniunii Europene, euroscepticismul din punct de vedere al conglomeratului Uniunea Europeană era pe trend descrescător. Noi, ca români, eram, să spunem, printre cei din frunte. Bun, a început pandemia. Am văzut că și în momentul în care s-a început pandemia, gestionarea pandemiei a fost la fel. Primele, cum să spun, măsuri, primele măsuri de implementat și protocoale au fost luate cu întârziere, au fost la fel mobilizarea cu greutate și întârziere. Acum vedem că în ceea ce privește vaccinul, la fel. Din partea cetățeanului, probabil că această lipsă de încredere în ceea ce înseamnă Uniunea Europeană va continua să se erodeze și, pe de altă parte, aici posibil să au un efect pervers la ceea ce înseamnă capacitatea de a gestiona aprovizionarea cu vaccin. Pentru că cetățeanul bun, la noi în România, oamenii, a crescut destul de mult această disponibilitate de a se vaccina. Au zis, bun, am înțeles, este o chestie, așa poate reușim să depășim pandemia, ne vaccinăm. Te programezi, ești reprogramat sau ești amânat sau ești, mai știu eu ce, nu ajungi la centru de vaccin, și nu numai la noi, și în toate țările europene, și atunci efectul pervers ar putea să fie o descreștere, tocmai a ceea ce s-a reușit, un câștig, să spunem, în ultimele luni, de încrederea populației în vaccinare. Și peste asta, domnule Sorin Roșca-Stănescu, se adaugă și forma asta de corupție a vaccinării paralele. Sunt declarații oficiale publice. Ministrul Voinic al Sănătății, Voiculescu, care a vorbit azi 2 ceasuri, spunând că el știe că se sare peste rând, că e corupție, că va face controale la ministere. Deci pe lângă nebunia asta din toată lumea, din toată Europa, că uite, vaccinul nu-i vaccinul, pe lângă faptul că alții se închid, la noi se relaxează, nu știm ce facem cu școlile, nici la momentul ăsta, cu o săptămână și ceva înainte, mai avem și corupția din sistem. Cu vaccinarea, cu centre separate pentru anumite instituții. Și ce părere aveți? Apropo de încrederea în vaccin, până la urmă, că aici e dezbaterea. Cea mai enervantă chestiune... Nu înțeleg, mi s-a oprit imaginea noastră. Nu, vă vedem și vă auzim. Bine. Cea mai enervantă chestiune este cea a așa numiților esențiali, din care profesorii, iată, au lipsit. Asta este o mizerie incredibilă. Să declari că să redeschizi școlile după ce tu le-ai avut închise și toată Europa le-a avut deschise. Noi acum, în timp ce Europa închide școlile, noi declarăm că deschidem, redeschidem școlile, dar nu vaccinăm profesorii, pentru că ei nu sunt esențiali. Și pe ultima 100 de metri ni se lasă de înțeles că totuși ar fi esențial, numai că, ce să vezi, n-au fost vaccinați. Acum, eu m-am vaccinat. Dacă iau de bun tot ceea ce mi se spune, înseamnă că mă imunizez pentru 6-8 luni de zile. În 6-8 luni de zile trebuie vaccinat, trebuie vaccinați de câte 2 ori 10 milioane de cetățeni pentru a imuniza societatea. Acest lucru, așa cum s-a organizat guvernul, este absolut imposibil. Și intrăm într-un carusel
în care peste 6-8 luni eu mă voi vaccina din nou și așa mai departe. Cine câștigă? Câștigă marile companii care produc aceste vaccinuri. Ele sunt în câștig. De aceea, după opinia mea, ele au încetinit ritmul de livrare. Tocmai pentru a se intra în acest carusel. Dar de vină este, în primul rând, Uniunea Europeană, care a încheiat contracte secrete. Noastră observați că noi nu putem vedea contractele și clauzele lor. Noi nu știm ce penalități sunt prevăzute acolo pentru aceste companii care s-au angajat să livreze un anumit număr de vaccinuri și acum nu le mai livrează ca să-și mărească câștigul. Medic român aflat în Statele Unite, doamna Avram, doamna Totoiu, doamna Șufaru, Adrian Pop. Citesc din gândul o știre pe care am văzut-o azi noapte. Zice așa: suntem speriați, s-ar putea să nu fie acoperită de Pfizer și Moderna. E vorba de noua tulpină de COVID din Africa de Sud. Asta e temerea în lumea. E cea mai puternică decât cea din UK. Da, deci nu numai tulpina din Africa de Sud sau din Brazilia, că mai sunt două despre care nu avem informații. Sunt vreo patru în total, dar înțeleg că asta e cea mai periculoasă. Exact. Ideea e că astăzi erau informații cumva venite de la specialiști, tot din domeniul medicinii din UK, că vaccinul de fapt te ajută să nu faci boala, dar că mai departe ai putea transmite dacă cumva vii în contact cu... Exact. Cu boala. Deci oricum despre vaccin deocamdată, apropo de ce spunea domnul Roșca Sănescu, cum că 6-8 luni. 6-8 luni știm acum pentru că atât au trecut de când au fost primele, să spunem, imunizări pe studiile clinice și s-a observat că acești pacienți care au primit într-adevăr vaccinul în studii clinice încă au stat. Probabil cu timpul vom vedea dacă va fi 6-8, un an, 2 ani. Nici asta nu a fost. Nu știm multe lucruri despre acest vaccin, nu pe care îl știm, ci studiile clinice, care și studiile clinice pe care le-am pus la dispoziție, sunt totuși, eu știu și statistică și mă uit pe acele cifre, vorbim de 2000, cel puțin am văzut pentru Pfizer, dar ceva pacienți cu vaccinul placebo, 2000, aproape 3000 cu vaccinul Pfizer BioNTech. Bun, e puțin totuși ca după aceea să ai eșantioane robuste pentru fiecare categorie de public, pe segmente de vârstă, s-a și spus, pe diverse afecțiuni sau pe diverse, nu știu, pot fi și alte, mai ales puțină, pot fi alte caracteristici în funcție de care un vaccin să aibă o anumită eficacitate și partea de safety. De doamna Tătoiu, vă rog, ați ridicat mânuța ca la școală. Nu, așa m-a învățat mama. Deci, ideea este următoarea, apropo de ce a spus doamna Șufaru. AstraZeneca are o problemă, pentru că în faza a treia de testare au folosit segmente care nu se referă la cei de 65+. Și a început scandalul în Marea Britanie și în Europa, pentru că ei au forțat autorizarea pe fondul ăsta că e nevoie de vaccinuri, dar faza a treia n-a respectat principiile. Fiind vorba de un vaccin pe modelul clasic, cu virus luat și cum se folosea pe vremuri, un virus inactiv, da? Asta spune ceva. Și Uniunea Europeană le-a dat banii înainte. Banii noștri. Cum le-a dat bani? De asta ce spunea domnul Roșca Stănescu este foarte important. Cine a negociat contractul? Dar știți că a apărut doamna Avram Oștiruca acum vreo săptămână că ombudsmanul european, deci avocatul poporului Uniunii Europene, investigează chestiunea asta. Cum de-a îndrăznit? E serioasă știrea asta? Acolo ombudsmanul face lucruri pe bune? Da, sigur. A fost o solicitare din partea Parlamentului European pentru a se investiga modul în care s-au încheiat contractele pentru vaccinuri și probabil că vom afla despre ombudsman. Am cunoscut-o pe doamna care ocupa această poziție, care este în al doilea mandat. A fost o jurnalistă din Marea Britanie cu o activitate îndelungată la posturile importante din Marea Britanie, foarte, foarte serioasă și aplicată.
și va face cu siguranță lumină. Însă problema cu AstraZeneca este acest argument, poate s-a spus și v-am pierdut la un moment dat, n-am auzit ce se spunea de către restul participanților la emisiune. Argumentul suprem a fost că AstraZeneca are o datorie morală de a furniza mai întâi Marii Britanii vaccinurile, pentru că este un produs britanic. Și atunci Comisia Europeană a refuzat să asculte acest argument, exact pentru motivul acesta. Noi am plătit niște bani înainte și trebuie să ne furnizați. Acum Marea Britanie, noi știm că are o cotă foarte, foarte mare de vaccinare deja. Acum vreo săptămână vaccinaseră cred că niște foarte multe milioane, nu mai țin minte numărul exact, dar foarte multe milioane de cetățeni și are o campanie foarte intensă, pentru că asta e situația. Au acolo inclusiv această variantă agresivă. Eu am vorbit zilele trecute cu un expert israelian care face parte din comisia care supraveghează campania și l-am întrebat exact care este temerea lor legată de acest vaccin, de această mutație britanică. Și mi-a răspuns că au constatat că afectează foarte mult de data aceasta tinerii și femeile însărcinate. Nu știu să găsească, n-au găsit o explicație la asta. Tulpina britanică, încă o mai caută. Tulpina britanică, da, afectează, deci sunt cazuri mai grave la femeile însărcinate și la tineri. Aceeași situație se înregistrează și în Bruxelles, unde un colegiu a fost închis astăzi pentru că s-au găsit patru cazuri de infecție cu mutația asta britanică. Experții israelieni au spus că temerea lor cea mai mare este că nu vor apuca să vaccineze suficient înainte ca această mutație britanică să se răspândească. Dacă, a spus el, comunități mai mari, cum sunt în Israel, comunitatea de arab, de exemplu, care este mai reticentă la vaccinare, comunitatea de evrei ultraortodoxi, care de asemenea sunt foarte reticenți și la vaccinare și la a respecta rigorile și restricțiile. Deci dacă acest virus se va instala și se va răspândi în aceste comunități care nu s-au vaccinat, a spus el, e posibil să punem în pericol inclusiv populația care s-a vaccinat deja. Și vreau să completez, doamna Avram, vreau doar să completez și apoi vă reluați fraza și mergem la domnul Roșca Stănescu, încercăm să ținem așa, să vorbim pe rând. Aș continua cu mărturia doctorului Pop din America, atâta citesc doar. Zice, avem foarte mulți oameni care vor să vaccineze aici în Statele Unite cât mai repede și nu avem suficient vaccin pentru toți. Vreau să vă spun că tulpina aceasta britanică este încă acoperită de acest vaccin, dar noi suntem mai speriați de tulpina care vine din Africa de Sud. E o tulpină nouă, iar datele preliminare ne arată că s-ar putea să nu fie acoperită nici de vaccinul Pfizer și nici de Moderna, care, apropo, zilele astea intră și la noi în țară, adică se vaccinează oamenii cu el. Deci noi, și continuă Adrian Pop, medicul din Statele Unite, noi, America, Joe Biden, a închis luni granițele cu Africa de Sud ca să nu mai poată intra turiștii din zona respectivă. Dacă tulpina din Africa de Sud apare pe aici, s-ar putea să fie un dezastru. Asta în Statele Unite. Și, sigur, măsura care ne-a stupefiat pe toți, Angela Merkel, care vrea să închidă Germania hermetic, nu? Ca Israelul. Domnul Roșca Stănescu. Păi era vorba că își continuă doamna Avram. Vă rog, doamna Avram, iertați. Nu, m-am oprit. Eu cred că puțin, fără să vrem, alergăm după fentă. Pentru că ne-ar trebui să atacăm acest subiect și dintr-o altă perspectivă. Dacă aceste companii ar proceda corect, dacă contractele cu ele ar fi transparente, dacă ar livra cât au promis că livrează, atunci domnul doctor colonel sau colonel doctor, cum vreți să o luați, Valeriu Gheorghiță, ar intra într-o mare încurcătură. Pentru că, să știți, utilizând materialul clientului, deci informațiile oficiale pe care domnia sa ni le-a dat, în 30 de zile s-au vaccinat 500.000 de persoane, deci ritmul a fost de 16.000 pe zi. Cu 16.000 pe zi, noi nu putem vaccina de două ori
10 milioane de cetățeni români decât pe la sfârșitul, până la sfârșitul anului viitor. Deci ritmul care ar trebui de acum încolo, admițând că primim vaccinurile în cantitățile angajate și în cantități suplimentare, chiar ar trebui să fie de 150.000 pe zi ca să putem să imunizăm societatea. Ceea ce domnul Gheorghiță nu poate să facă decât într-o poveste științifico-fantastică pe care domnia sa o visează noaptea. Asta este marea sau una dintre marile probleme pe care noi le avem, pe lângă multe altele. Că mințim zi de zi, în mod repetat și în mod oficial. Doamna Tatoiu, doamna Șufaru, mă gândesc că și platforma aia de la STS n-o pică aia de nebună. Acum STS știți băieți deștepți cu ochii albaștri. Poate că cineva zice, stați bă că n-avem vaccin, fă picată platforma aia. Eu am publicat miercurea trecută un articol apropo de esențiali, după care a început toată minunea asta. Asta se întâmplă și la cei care vor să schimbe contractele la energie. Da? Toată asta cu online-ul este praf în ochi, pentru că dacă cel cu care tu faci contract nu vrea să-ți dea sau vrea să te scoată din rând, e mentenanță, a căzut platforma, soțul meu are 67 de ani, da? Nu a putut să se înscrie pe platformă, da? Și dacă domnul Tatoiu nu poate, care e o persoană cunoscută, știe o grămadă de lume, n-a putut, vă dați seama ce a făcut domnul Popescu din vârful muntelui? Am pățit-o și eu, deși, iertați-mă, m-au trimis în Gorj, eu nu pot, stau la Balotești, de-abia ajung la București, cum să mă duc în Gorj, că pierd emisiunea. Deci, vă dați seama, eu văd și mai groaznic lucrul ăsta. Domnul Gheorghiță este un, eu știu ca specialist, e bun specialist, dar modul în care a gestionat aduce o palmă și armatei române, în care poporul român are adea până acum, multă, multă încredere în armată și în biserică. Deci s-a aruncat o palmă armatei române prin numirea acestui tânăr, profesionist bun, dar nu e suficient să fii profesionist ca să poți să manageriezi un astfel de proces. Deasupra lui mai sunt vreo 3 colonei. Da, doamna Tatăl, s-au gândit să compenseze deficitele de comunicare și Gheorghiță, serios vorbind, e unul din cei mai buni comunicatori de i-au vorbit pe pandemie de un an încoa, de la Iohannis în jos. Haideți, a zis că ne vaccinează pe toți până la sfârșitul verii. Că noi n-am făcut clasa 5-a și nu știm cum se calculează procentele. Doamna Șufaru, mersi la doamna Șufaru. Vaccinarea cu serul de la Moderna începe, anunț de ultim moment, la 1 februarie în toate centrele de vaccinare din România. Area care scapă neînchisă după ce le verifică domnul Voiculescu, cum ne-a anunțat azi. Dar, informație, cheie, pacienții programați nu pot alege între vaccinul Moderna și cel de la Pfizer. Să fie o problemă? Asta s-a spus de la început, că nu vei putea alege, din păcate, ce vaccin faci. Pentru că va depinde foarte mult de centru, de cum se deschide, pentru că ați văzut 6 doze, 10 doze, am înțeles că ar fi Moderna și atunci chiar nu poți, și în funcție de fluxul de persoane programate care vin la centrul respectiv și cum sunt distribuite. Tocmai Moderna spuneau, dat fiind că vor fi cantități ceva mai mici, la început vor fi distribuite în principal în centrele cu cel mai mare flux de persoane care vor merge la vaccinare, având și Moderna încă o dată această specificitate de a fi necesitat la temperaturi scăzute, bine, ceva mai mult decât Pfizer-ul, să zicem, are o flexibilitate ceva mai mare, dar totuși aceleași condiții. Da, iertați-mă, scrie în prospectul de la Moderna că azi au anunțat cei de la Moderna că are anticorp care neutralizează noile variante de virus descoperite în Regatul Unit și Africa de Sud. Păi nu o să fie bătaie mai degrabă pe Moderna decât pe Pfizer? Păi de unde să știe Moderna? De unde să știe că a apărut acum o lună, nu știu, doamna Tatoiu, și-au trecut în prospect, nu o fi decât marketing. Într-adevăr ridică un semn de întrebare, cum zicea și doamna Tatoiu, până la urmă, cum nu se știu foarte multe lucruri, cel puțin despre foarte multe aspecte și caracteristici ale
tulpini venite din Africa de Sud și treci în prospect deja. Bun, ei probabil că au, adică înțeleg, e posibil, e posibil, dar totuși un semn de întrebare și ar trebui cineva să vină să explice cum au reușit să își dea seama atât de repede. Dar revenind la partea de vaccinare și la ce spunea doamna Tatăru, apropo de faptul că s-ar putea, dat fiind că domnul Gheorghiță este din cadrul armatei și că s-a adus în discuție mult pe ceea ce a însemnat campanie de vaccinare, implicarea armatei, că s-ar putea să știrbească cumva încrederea în armată. Eu aici aș spune că nu foarte mult, pentru că știți, românul încearcă totuși să-și păstreze niște simboluri în care să mai creadă, ca să poată să o ducă mai departe. Știți? Biserică, armată, și atunci pentru un simplu caz sau o anumită, cum să zic, activitate, un anumit eveniment la un moment dat, această campanie de vaccinare, care nu înseamnă chiar toată armata, cred că s-a afectat foarte mult. O să fie cumva o, știi, undă, așa, la un moment dat, scapă puțin, dar pe urmă își va reveni. Nu cred că va bate la temelia încrederii în armată de vaccinare, indiferent de cum se trata la final. Și da, probabil aceste probleme sunt, până la urmă, au și recunoscut cei care gestionează și se ocupă, că ei înciși încep să facă reprogram sau pentru că nu au vaccin. Toate problemele, și probabil că știți la cum tot din motivul ăsta mai pică sau mai intră în mentenanță, pentru că ieri am aflat că lipseau 170.000 de doze necesare conform celor și pe platformă, să nu mai vorbim de vaccinare mobile care anumite categorii de public, de aceste centre speciale și alte forme prin care se realizează campania de vaccinare națională. Aș vrea să merg la doamna Avram. Nu mi-e clar dacă, sigur, Belgia e în lockdown, dar nu știu dacă Parlamentul European, cum îmi mărturiseați că s-a întâmplat în noiembrie, decembrie, practic și-a închis ședințele fizic vorbind. Să ne spuneți acolo, în Belgia, că aveți un ochi asupra Belgiei clar, cum se întâmplă campania de vaccinare? Cum vedem, de pildă, în UK, pe stadioane, în biserici, că la noi e o problemă și asta. Dar abia s-a deschis Romexpo și a dispărut și vaccinul. Din păcate, Belgia nu excelează în campania asta de vaccinare. Merge foarte, foarte greu. A făcut cineva un calcul și spunea că dacă se merge în același ritm, abia în 2024 va fi vaccinat o suficientă parte, un procent din populație, încât să existe o imunitate. Problema e că Belgia este într-adevăr închisă, nu se fac călătoriile care nu sunt esențiale, parlamentarii, deputații și echipa deputaților e considerată totuși un element esențial și deci se poate intra în țară. Parlamentul lucrează, astăzi chiar în Parlament erau în jur de 300 de oameni prezenți, foarte mulți stau în birouri, nu se participă decât într-un număr foarte mic la ședințe. Sau fie din birou, fie de acasă, dar a fost și săptămâna trecută a fost plenară și au fost foarte mulți deputați prezenți, deci se lucrează. Problema este că există informații că de la mijlocul lunii februarie se va intra, adică există o presiune foarte mare să înceapă turismul, mai ales în zona Ardenilor, care este foarte frumoasă. Și acolo există vreo 1200 de case de vacanță care se pare că sunt deja fully booked, deci sunt toate ocupate și rezervate de la mijlocul lui februarie încolo. Deci asta agravează un pic situația dacă nu se vaccinează mai repede cu această mutație britanică, unde belgenii confirmă că sunt foarte mulți, adică afectează foarte mulți copii în special, e mai agresivă în zona de adolescenți. Va fi destul de grav. Însă vreau doar închei, vă spun doar ca fapt divers, așa, în weekendul trecut, sâmbătă am vrut să mă duc să vizitez Maastricht, care este în Olanda, și am stat doar 20 de minute în oraș pentru că era absolut totul închis, absolut totul închis, inclusiv cafenele. În schimb, toată lumea era pe stradă la plimbare și nimeni nu purta mască. Am plecat din Maastricht, am trecut în Germania, care e la 30 și ceva de kilometri de Maastricht, în orașul Aachen, unde aceeași situație, absolut totul închis, doar câte o farmacie aici și acolo, în rest nimic.
Și pe stradă nimeni nu purta mască. Păi și cum v-ați noi eram trei colegi și eram așa niște apariții exotice, cu măștile pe figură, aproape că ne venea să le scoatem ca să... Păi stați să înțeleg, oamenii au făcut sără vaccinul sau e o frondă la adresa autorităților? Pentru că știm protestele din Olanda, nu? Germania? Am întrebat astăzi pe cineva, un coleg de-al meu din Finlanda, i-am spus ce am observat și mi-a zis că acum pe stradă e aer, sunt curenți de aer, nu cred că trebuie să ne ferim așa foarte tare. Deci probabil că merge pe acest principiu, în aer liber nu se poartă mască, deși în Belgia este obligatorie. Da, Tatoiu. No, eu vă pot povesti ce s-a întâmplat în Olanda. Eu am stat ultima lună în două provincii olandeze și am stat de vorbă și cu oamenii responsabil de cu COVID-ul. Unde anume, că nu s-a întrerupt, nu v-am auzit. Unde? Am fost în Bonaire și Curaçao. Așa. Și oficialii de acolo cu care am stat de vorbă, când merg în fiecare an acolo, mi-au spus următorul lucru. Domnul Rutte, care tocmai a demisionat de la conducerea guvernului olandez, dar tot el va fi. Din fericire. Tot el va fi, doamnă. A spus din fericire că eu am o problemă cu el și cu portul Constanța. Și a spus următorul lucru, că o să vedem că el n-a făcut contracte. El nu s-a ocupat de campania de vaccinare. După ce a demisionat, joi noaptea a introdus niște restricții cum n-a avut Olanda de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Da? Vaccinarea în zonele olandeze în care am fost eu o să înceapă peste vreo două săptămâni de zile. Din punct de vedere al managementului, nici Franța nu stă mai bine. Acum patru zile au dat un ordin că trebuie să închidă tot zboruri esențiale, trebuie să declarați pe proprie răspundere. După două zile, exact ca la noi, a zis, vă recomandăm, dar nu trebuie să semnați nimic. Ori în momentul în care nu există coerciție și guvernul este slab, n-ai încredere în el. Eu n-am încredere în guvernul Macron. Pentru că numai prostii a făcut într-un an de zile. Olanda la fel, Germania la fel. Deci revin la unitatea de strategie în Uniunea Europeană. Pe mine asta mă deranjează. Tocmai am votat un nou parlament. Și ne-am ales cu ce? Cu designare. Păi să vă dau un exemplu. În Olanda, unde eram eu, în Caraibe, nu puteau să vină cetățenii europeni, deși e teritoriu olandez, Bonaire ține de Haga, în schimb puteau să vină canadieni și americani care au infestat peste cap. Această pandemie a scos la iveală toată râca din marea unitate europeană. Să reflectăm și bun, asta. Și ne întoarcem la ideea, domnule Roșca Stănescu, că suntem pe cont propriu, fiecare cu fiecare. Ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru și avem senzația, sau poate e reală informația, că suntem pe contrasens, pe invers, aici, dar nu doar noi, și prin Balcani, că și vecinii bulgari, doar ce au băgat testul COVID la graniță, deși pandemia e de un an, intrai la ei cap în brânză. Nu știu. Eu îmi propun să văd cu mare atenție ce se întâmplă în România, desigur fără a trece cu vederea ceea ce se întâmplă în restul lumii. Și atunci vă spun următorul lucru. Dacă dumneavoastră celor de la Metropola vă ia Dumnezeu mințile și începând de peste oră începeți să anunțați tot timpul că veți difuza cel mai tare film artistic și nu-l veți difuza, dumneavoastră riscați pușcărie pentru reclamă înșelătoare. E o infracțiune. Lăsați că am mai văzut la colegii de la România TV treaba asta. Nu-i cazul aici la Metropola. Așa, ziceți. Guvernul nu riscă nimic, pentru că domnul Gheorghiță, pe care tocmai l-ați lăudat, nu știu de ce ridicați o sanale, că nu le merită, poate ca doctor. Dar nu sunt sanale, eu vă spuneam că sunt comunicatori lamentabili, toți pe subiectul pandemiei de la Iohannis în jos. Și asta mi se pare mai răsărit, atâta tot. De la Iohannis în jos cu domnul Gheorghiță în frunte, ne-au ținut săptămâni în șir, ne-au nebunit cu reclame, care sunt reclame înșelătoare, care îi pot duce, dacă se procedează conform legii, în pușcărie pe toți, că să ne vaccinăm,
în condițiile în care ei n-au organizat centrele de vaccin, nu au vaccinuri, cum iată se întâmplă, suspendă procedura de vaccinare pentru categorii întregi și așa mai departe. Asta e reclamă înșelătoare și pentru asta, după opinia mea, ei trebuie să răspundă penal. Sigur că trebuie să răspundă și moral, că își bat joc de o întreagă populație. Pe mine, sigur că mă interesează ce potlogării fac ăștia de la nivelul Uniunii Europene și ce contracte aiuristice și secrete au încheiat ei cu marile trusturi de medicamente care își păguiesc, din păcate, pe mulți parlamentari europeni, dar mă interesează mai mult ce minciuni ni se injectează nouă românilor de dimineață până seara. Da, interesant ce spuneți. Doamna Șufaru, apropo de asta și de comunicare, în mod suspect de vreo 2-3 săptămâni nu mai vezi un clip guvernamental cu doctor sau fără care ne spună, cum ne zice Dunan încoace, măscuța, spălatul pe mânuțe, vaccinul. De ce nu mai sunt? Câteva zile, de câteva zile, nu de 2-3 săptămâni. Vreo 2 săptămâni, domnul Stănescu. Da, lăsați că știu eu, că urmăresc foarte atent lucrurile astea. Da, mai sunt, dar nu totuși cu atât de multă agresivitate. Acum, apropo de ce spunea domnul Roșca Stănescu, totuși ați văzut că aceste campanii de informare sunt trecute la categoria mesaj de interes public, adică ele sunt totuși social marketing, se numesc, campanii de sensibilizare a publicului, deci nu cred că se poate împotriva unui astfel de concept de social marketing sau campanie de sensibilizare intenta un proces. Bun, într-adevăr, nu poți, ceea ce vor risca, riscă, cum să zic, oprobiul cetățeanului și lipsa de încredere a cetățeanului, dezamăgirea cetățeanului, cine, cetățeanul cum poate să-l acționeze și sancționeze pe un politician prin vot, să spunem. E singura modalitate. Acum, pentru faptul că nu avem în continuare vaccin și probabil și de asta au mai rărit cumva aceste mesaje și în campania asta de sensibilizare pro-vaccinare și probabil au realizat că nu e tocmai cea mai fericită campanie de comunicare și pentru că deocamdată nu e bine să mai induci oamenilor senzația că vor să se vaccineze, pentru că ai văzut deja că ai foarte mulți care vor, dar care nu pot. Mâine se vaccina, dar nu au cu ce. Ești cel care îi reprogramezi sau amâni sine die. Referitor la aceste, ce spunea doamna Tatoiu, aici, din păcate, nu prea aș fi atât de acord cu guverne care se impună sancțiuni, pentru că aici trebuie să vedem și balanța între drepturile omului și sancțiunile și partea asta a guvernului. Mi-aș dori mult mai mult decât sancțiuni dure sau tot felul de, cum să zic, de restricții. Mi-aș dori să avem niște responsabili care se ocupă de partea asta, gestionarea pandemiei, gestionarea campaniei de vaccinare, care să dea încredere publicului și să-și aducă publicul de partea lor, adică să știe să explice cauza astfel încât publicul să se conformeze de voință și nu din coerciție, pentru că marea majoritate, și vorbim la 80-90%, într-adevăr, o fac nu din coerciție, ci din conștiință. Doamna Tatoiu, mulțumesc. Merg la doamna Tatoiu și apoi câte un minut ceilalți invitați, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Vă rog, doamna Tatoiu. Marea problemă în Uniunea Europeană sunt tinerii. Am vorbit în Scoția, am vorbit la Londra, la Amsterdam. Pe ei poți să le explici orice. Nu interesează. Și ei se adună. Eu nu sunt de acord să se deschidă discotecile, păcănelele, să se deschide școlile, cu orice risc. Dar nu aceste... În Franța au închis noaptea mersul pe stradă și atunci tinerii ce au făcut? S-au dus pe malul Senei și au făcut același lucru. Au stat unii între alții în toamnă și uitați ce se întâmplă acum. Deci cu tinerii ai o problemă. Pentru că s-au obișnuit cu prea multă libertate și foarte puțină responsabilitate. Asta mi-au spus în Anglia și în Scoția. Domnul Roșca Stănescu, dacă se schimbă filozofia testării, cum promite Voiculescu de la Sănătate, și vom constata că suntem mai bolnavi de când arată cifrele oficiale de COVID,
ne îndreptăm, vor fi nevoite autoritățile să admită inexorabilul lockdown, așa cum se întâmplă în Germania și alte țări, vorbesc de februarie, de martie. Autoritățile noastre vor face cele taie capul și de obicei vor face prostii. Cât privește numărul de persoane contaminate în România, eu vă garantez și o spun asta de foarte mult timp că sunt de 5-10 ori mai numeroase decât cifrele oficiale. Dintre cunoscuții mei, doar două persoane din zeci de persoane care s-au îmbolnăvit de coronavirus au telefonat la direcția sanitară și au anunțat acest lucru. Restul s-au tratat pe șest, cum s-ar spune. Vă mulțumesc mult. Ultima idee, doamna Carmen Avram, vă e teamă de lockdown și în România? Adică să ne așteptăm la asta? E o chestiune de zile, de săptămâni? Mi-e teamă să nu se continue campania asta de neadevăr, să spunem, că cum spunea domnul Roșca Sănescu, avem foarte mult neadevăr pe piață și asta duce nu numai la o mușamalizare a realității, dar și la o neîncredere crescută a populației față de cei care ar trebui să dea tonul și să guverneze cu adevărat. Tare mult vă mulțumesc, nu mai răgați, ne vedem cu altă ocazie. Mulțumesc, sănătate multă, să rămână doamnelor, să rămână domnul Stănescu, să trăiți domnul Stănescu. OMS, mă gândeam că trebuie să terminăm totuși cu happy end, nu? OMS-ul avertizează că vaccinurile COVID trebuie adaptate rapid dacă încep să-și piardă eficacitatea împotriva tulpinilor mutante. Eu zic că dacă zice OMS-ul treaba asta, și Pfizer și BioNTech și AstraZeneca și Pasteur și toți se vor adapta cumva precum la gripă. Mulțumesc, seară bună pe mâine!